Bună seara. Bună seara, domnul Constantin, bine ați venit împreună cu noi. Bună seara. Bine v-am găsit. Bună seara. Să ne spuneți cum începem ca să știm. La 9. La 9, nu? Asta e așa. Da. Domnul Iordache, nu v-am spus că nu știu să le trimit de pe Facebook pe mail și aștept fata mea să mă ajute. Fata mea e la Paris și ea e secretara mea. Și să-mi facă ea să-mi trimită, că nu știu să vă trimit pozele de colo. Dar nu trebuie să mi le trimiteți pe Facebook, le trimiteți pe e-mail. Păi nu știu să vi le pun de pe Facebook pe mail. A, să le transferați de acolo. Da. Bine, nu e nicio problemă. Și mi le face ea și vi le dau serialul. Încă trebuie să mai am de lucru la el. Da, da. Da. Și vă dau la mine și vă selectați. Vale. Da, păi așa, așa, da, una, două, n-am loc mai mult. Aș vrea că pe parcursul emisiunii să atingem aceste trei puncte, să discutăm, sau prin discuția noastră să atingem importanța produselor stupului, să discutăm despre necesitatea pregătirii profesionale și de asemenea să discutăm despre cel mai important produs al agriculturii, polenizarea, ca fiind un serviciu superior. Asta o plasăm subtil, din apropurile noastre, din parantezele noastre. Prioritatea noastră este să discutăm cum se poate proteja albina noastră carpatină. Dar vreau să avem o discuție punctuală, operațională, pornind de la ceea ce înțelegem particularitățile albinei prin poliandrie și partenogeneză și să putem înțelege cum putem face operațional lucrul acesta. Nu doar că să fie scris pe hârtie, lucru care îmi este și în sentimentul meu, domnul profesor, că multe lucruri ne-am văzut scrise pe hârtie, dar realitatea de zi cu zi nu le întâlnim în România. Și să vedem cum poate fi monitorizat lucrul acesta. Cine este abilitat să monitorizeze, să controleze, că la român nu merge până nu ai șeful care să sufle în ceafă și să te taxeze cu ceva, nu merge. Atunci, cum ar putea fi operațional și cum ar putea fi stabilit niște standarde? Există un standard morfologic, există un standard de genom sau de morfologie. Să vedem cum putem, cine ar trebui, cine este responsabil în tot acest sistem de discuție, protejarea albinei noastre. Și trebuie să fie și autorizat, domn ministru. Asta e alt subiect care frământă. Știți care? Hai să vă spun că suntem aici. Eu vorbesc la institut, am vorbit și cu cine doi. Și mi-a spus, domnul, așa este, dar noi institutul nu suntem autorizați pentru așa ceva. Păi zic, dacă voi nu sunteți autorizați, cine atunci? Cine? Deci trebuie autorizați, am înțeles că trebuie să fie autorizat pentru asta. Eu de-abia aștept să pot discuta lucrul acesta cu domnul profesor, da. Să-i cunoaștem opinia dânsului, să vedem cum vede dânsul lucrul acesta. Eu o să vin și eu cu completările mele în felul ăsta, prinde cumva și din ceea ce încă n-am redactat pe document Word. Să poate studia, dar în felul acesta să construim o imagine completă. De-abia aștept să aud și opinia dumneavoastră, doamna Cristina, nu este străin de lucrul acesta și nici domnul Constantin Ovănescu alături de noi. Și în felul acesta să stârnim interesul apiculturilor. Să înțeleagă că albina carpatină nu este o cină sărasă, dar dacă noi ne aplecăm spre ea și acordăm atenție și lucrăm într-adevăr în mod riguros, ea poate deveni competitivă. În momentul de față, rămâne o întrebare dacă este competitivă, fiindcă văd foarte mulți care au adoptat al rase occidentale. Nu vorbim de hibrizi. Nu vorbim nici măcar de hibrizii, domnul profesor, produși de acele firme de multiplicare autorizate de ANAR, și asta l-a supărat pe domnul director științific Ficianu, când i-am spus lucrul acesta, că sunt firme autorizate de ANAR ca firme de multiplicare care produc triplu hibrid. Triplu hibrid care fură, nu mai vorbim de carpatină, dar concurează și cu carnica, și cu lingustica, și cu caucaziana, și cu atât mai mult cu bahbacul. Aici o discuție destul de... Știți cum e, domnul Nicol? Fiecare albina e bună la ea acasă, acolo unde a fost creată. Păi, fiecare cu albina lui. Aici riscăm să intrăm într-o dilematică. Dacă eu iau o albină rusească,
Și lucrul ăsta s-a întâmplat prin 60 și ceva, când s-au luat acel 1 milion de familii și a fost supusă la presiunea de adaptare la real și în final au rămas, s-au supraviețuit după 3 ani sau 5 ani, doar 3.000 de familii. Aș putea ca acea albină care a supraviețuit de acolo să o socotesc ca fiind albina noastră autohtonă. Dacă iau pe teoria aceasta că albina care s-a supus presiunii de adaptare la contextul pedoclimatic este albina autohtonă. Și există în istoricul nostru, da, există importuri acestea de albină. Importuri din Rusia, din RSS, importuri din zona... Nu putea să domini tot, e albina noastră de aici. E de anul noastră de aici. Deci, Carpatina adusă din Ucraina nu merge la noi. E tot Carpatina. Să-mi fie cu iertare. Dați-mi voie să fiu foarte categoric. Carpatina adusă din Carpatina, nu, din Ucraina, nu este o Carpatina. Este o carnică luată de la Kihain, supusă presiunii de adaptare în Ucraina și dânși au vrut să o supună și presiunii de adaptare în România. Da. Deci îi trebuie 300 de ani să se adapteze unei rase. O elimină natura. Eu am avut privilegiu conjuntural să mă aflu la Blaj când ucrainienii au fost acolo. Și să fac naveta între cele două centre de conferință, centrul principal, unde a fost și domnul profesor Odache, unde a fost și doamna Cristina Mateescu, a fost toți cei invitați, da. Domnul Popescu și așa mai departe, și să alerg și în partea cealaltă să spicuiesc să vedem ce prezintă ucrainienii. Și să pot să fac câteva notițe și să am și acces la registrare și să-mi dau seama despre ce e vorba acolo. Și opinia mea personală, în baza informațiilor extrase de acolo, este că acolo este vorba de un Kirchheim, da? De o carnică adaptată în Ucraina, care este comercializată. Și există și Carpatina. Acum, să știți un lucru, domnul Nistor. Albina noastră carpatină, de fapt e o verișoară a carnicii. E carnica care în decursul sutelor de ani s-a adaptat la noi. Sau nu știu, poate carnica de la ei e carpatina de la noi care s-a dus a adaptat datorită condițiilor climatice și pedoclimatice. Așa văd eu problema. Necazul nostru cu carnica, că la ora actuală, înainte era, nu carnica, carpatina, era pe 5 biotopuri. Da. Ecotipul. Da. Ecotipul, e tot aia. Așa. Și aceste, datorită faptului că se face pastoral, așa s-a produs o oarecare globalizare. Da. La ora actuală, cei care au fi fost în măsură să facă niște determinări nu le-au făcut. Așa să e. Vadă cum se prezintă această nouă rasă a noastră globalizată. Ce dimensiuni biometrice are? Trebuia în primul rând făcut ADN-ul, să vedem cât de apropiată e de rasa pură sau cât de depărtată e. Eu treaba asta am văzut-o în Elveția, care fac în cantonul Zürich, în fiecare toamnă primesc bani de la guvern ca să facă teste ADN, să vadă ce succese au avut sau ce insuccese asupra ameliorării și regenerării rasei de albină neagră. Doamna Cristina, dumneavoastră aveți căști și microfon, că apare un microfon. Nu, nu. Sunt liber. Apare un microfon, ar fi de dorit dacă vă stă la îndemână niște căști, dacă cu microfon. Nu am. De la mine apare? Da, dacă nu, va trebui să vedem cum faceți când nu vorbiți, să puneți microfonul. Să apăsați pe microfon, să închideți microfonul. Să vedem unde. Uitați, vedeți, eu l-am apăsat. Este, aici sus. Da, este microfonul. Eu l-am, da, îl închidem și îl deschidem și în felul acesta când noi comunicăm. Aici. Da, perfect. Acum ați închis, nu vă mai auziți. La fel o vedeți și pe domnul Constantin și să caut să monitorizez o treabă aceasta la domnul profesor. Sper că dânsul are căști așa că nu o să nebulez de să facă microfonie. Deci, doamna Cristina, acum să când vorbim, îl desfacem, da? Îl deschidem, apăsăm butonul. Perfect. Ați prins pleaba aceasta. Perfect. Super.
că creează o microfonie și este greu de urmărit. E, uite, acum nu mai e. Da. Și aveți televizorul dat de drumul ceva? N-am nimic, nu. Așa, da, nu. Da, deci înseamnă că era de la Domnul care a oprit cu mine. Da, dacă se prinde și la dumneavoastră și la acum domnul, se aude foarte bine. Și la domnul Constantin sau la oricine alba, atunci se creează o microfonie pe care ne buriază și nu putem avea claritate. Da, pui bine. Nici eu nu înțelegeam. Da. Așa, eu încerc să vă prind vocea și să vă ridic nivelul de microfon la maxim, până la limita în care să nu devină perturbate. Da, înțeles. Dar cred că acum suntem la optim. Da. Da. Suntem la 47, discuțiile acestea sunt ca să ne acomodăm între noi și să putem să și reglăm partea tehnică. Eu sunt în Schellenberg acum, nu sunt în cadrul meu de studio. Vă înțeleg. M-am adaptat la condițiile de aici, cadrul meu a fost o gazdă bună și mi-a permis să realizez emisiunea din apartamentul lui. Dacă vom realiza în condițiile acestea și sunt optime. Eu nu am o lumină foarte bună și nu... Sunt mai așa cu pureci, nu am o rezoluție. La un moment dat o să închid și eu camera și dacă și pe dumneavoastră vă deranjează, se poate închide lângă microfon, există butonul de cameră. Păi eu deja am pus pe cameră și nu se vede. Acum, la dumneavoastră, ca doamnă, putem înțelege lucrul acesta. În prima parte, în primul minut, de obicei rog invitații mei să lase camera a pornită, să putem să ne vedem și cei care ne urmăresc în prima audiție să ne cunoască ca și echipul, după care pentru a avea o calitate de transmisie închidem camera. Este butonul acela cu camera și îl închidem. Ne-au cunoscut oamenii după un minut, închidem și în felul ăsta fructificăm un streaming bun. Avem o transmisie de date optimă. Da. Și astea sunt aspecte tehnice pe care eu vreau să le clarificăm și să putem să le organizăm. Așa, perfect. Așa, deci acum văd că nu mai am zgomotul ăla puternic care deranja și e foarte fain. Da, domnul profesor, scuze că v-am întrerupt. Nu e nicio problemă. Trebuie să puneți la punct toate amănuntele astea. Da. Tehnice. Da. Știți cum este? Pot să am invitați care sunt obișnuiți, poate au experiență de a fi. Dar să scape un anumit detaliu tehnic și să lase, să n-ai decât sau să lase microfonul deschis și creează microfonie și atunci să ne încurce. Și eu pot acționa, că studioul îmi permite ca eu să acționez și să închid lucrul acesta. Dar eu prefer mai degrabă să învăț invitatul meu să-și gestioneze închiderea și deschiderea camerei sau a microfonului, în așa fel încât dacă eu acționez, este posibil dânsul să se trezească vorbind și să nu știe că n-are microfon. E când dacă este conștient că poate să închidă microfonul și poate să închidă camera, își va opera fiecare persoană felul acesta. Ce scuze, am uitat să opresc. Un moment să... Da. Alo, da. Da, dau drumul la emisiune în seara aceasta. Am invitat special pe domnul profesor Iordache Petre, doamna Cristina Moraru și Andrei Ignatov. Nu, este emisiune închisă. Cei trei invitați nu au acceptat să mai fie în afară de domnul Vănescu, să mai fie altcineva. Vom avea emisiuni în care voi fi deschise, așa, dar în seara aceasta vin și noi. Bine? Seara plăcută! Da, îmi cer iertare, era un apicultor care dorea să știe dacă facem emisiune și dacă îi permitem și lui accesul la discuții. Și am spus că nu se poate avea, că sunt invitat special care nu pot să fie la discuții cu oricine. Sunt probleme speciale. Așa. Un lucru pe care, dacă este din partea dumneavoastră, domnul profesor, să mi-l atrageți în atenție și să-l urmărim pe timpul emisiunii. Eu mi-am permis să dezvoltăm interactiv emisiunea, în mod normal, de exemplu, cu invitați special, dar dificil, și dau exemplu acum, fără să spune critic sau denigrator, de exemplu, domnul Dan Puișoru, nu am putut să realizez emisiune până nu i-am pretins să-mi dau un scenariu clar cum vedem să emisiunea și să trebuie să... Și s-a ținut de el?
I-am lăsat întrebare s-a ținut, de ce? I-am lăsat doar două puncte din cele 16 și cu greu am atins obiectivul. Cu greu. Da. Da. Și m-am trezit la un moment dat... Cu domnul Dănuț nu poți să ajungi la o înțelegere, că acum zice albă, acum zice alb, neagră. Da. Ăsta da. E, bine că cine îl cunoaște știe să procedeze cu el. Cine nu-l cunoaște, ia plasă prima dată. Da, așa este. Așa este. Am pățit fenomenul acesta în care am stabilit un scenariu. Am stabilit foarte bine ce trebuie să întâmple în emisiune. Și ați ajuns în altă parte. Era domnișoara Mădălina invitată. I-am spus doar o edifici pe dânsa. Dânsa are ceva de spus. După care ne axăm pe niște criterii punct apicole și nu de nimic. Pe urmă, domnule, că mi-ai întins capcană. Păi de ce să fac? Telefoanele sunau să te dau afară din emisiune. Prietenii dumitale, colegii dumitale, sunau să te dau afară din emisiune. Na. Se întâmplă și la case mai mici treaba asta, dar la case mari. Da.